M-am interesat ce se întâmplă în Europa și am constatat că, de fapt, sub 10 hectare, nici acum nu este amenajament. La ei există niște bune practici. Și am venit cu o propunere în nou cod silvic care să spună așa. Nu ești obligat să-ți faci amenajament dacă ai suprafață sub 10 hectare, dar per hectar per an. Deci să-i cointeresezi. Asta înseamnă că silvicul este cel care vine și marchează care arbori poate tăia să nu depășească volumul respectiv. Fals! Pentru că dacă ai amenajament, poate de pe un hectar să ai dreptul la 7, la 10 metri cubi. Depinde ce spune amenajamentul respectiv. Da, din ce care 87 milioane vin de la vin bani europeni, înseamnă regularizarea pârâului Pogăniș. Este în faza aproape finală, deci urmează să semneze contractul. E vorba de 109 km în Caraș și Timiș. Deci un proiect foarte, foarte bun și de valoare foarte mare. Legat de ce se întâmplă la nivel local aici la dumneavoastră, din ce am discutat cu specialiștii și o să merg și la fața locului, pentru că chiar dacă de obicei dimineața în partea administrativă și după masa în partea politică, ca să nu ne întâlnim la oră târzie, noastră ți-a părut la mijloc, deci între cele două părți. Și vreau să mă duc la cea mai stringentă problemă hotărâtă de dâns și la Gătaia, adică cea mai stringentă pentru Aba Banat, ca și problematica. Să vedem un pic cum putem regulariza Reșița, pentru că există deja studiul de fezabilitate. Dumneavoastră sunteți într-o situație așa mai defavorabilă în sensul că sunteți, din câte am zis, ca într-un fel de căldare și vin de pe torenți și se adună, da? Și atunci să vedem care ar fi varianta legală în funcție de cine e proprietar și cum, ce să facem pentru aceste lucrări de corectare de torenți. Vreau să văd și eu ce s-a întâmplat cu acele mori de apă, pentru că până acum doar din comunicări vreau să văd la fața locului. Și dacă avem timp, aș vrea să văd și cascada considerată cea mai frumoasă din lume. Chiar m-am amuzat la un moment dat când am auzit și din asta se vede că scad la nivel național, evident că la nivel național. Caraș, nu sunt. Da. De exemplu, pe weekend, da? Să vă spun. Deci, între 17 ore 8 și 20 10 ore 8 au fost reclamate 110 transporturi de lemne, din care 39 ilegale, 62 legale și la 9 nu s-a transmis numărul de matriculare și atunci nu s-a putut identifica. Eu n-am spus că tot ce se întâmplă în pădurie e perfect, înțelegeți? Dar terminăm cu sistemul mafiot ca să dea ilegal. E momentul zero, asta v-am spus. Nu că am rezolvat toate problemele din pădurie. Eu zic că dacă vin codul SEDIC să se facă deosebire dintre persoane juridice și persoane fizice, dintre proprietari și cei care achiziționează dreptul de proprietate. Aici, întrebarea, deci afirmația dumneavoastră mă duce mai departe să vă spun. Nu există nici o deosebire. Normele silvice sunt general valabile că e pădurea statului, că e pădurea ta privată. Una din marile mele nemulțumiri este și în sensul în care, deci vreau să fiu foarte bine înțeleasă, eu nu discut sentințe definitive și irevocabile. Nu mă pronunț asupra lor. Dar în același timp nu pot să nu mă revolte situația în care pădurea e tratată ca orice proprietate. Pădurea nu-i orice proprietate. Pădurea e de interes național. Da? Și atunci, noi avem speță, da? Ionescu și-a tăiat ilegal din propria lui pădure. Și ajunge în instanță. Și de multe ori raționamentul judecătorului este: păi, unde e prejudiciul? Cine e prejudiciatul? Era pădurea lui. Ei, nu e așa. Deci regimul silvic este același pentru că pădurea ne dă oxigenul. Pentru că un arbore la maturitate absorbe 100 de litri de apă în momentul în care plouă. Da? Este ca un burete. Pentru că fixează solul și nu avem probleme care le avem la inundații. Deci pădurea nu-i ca acest pix care dacă e al meu fac ce vreau cu el. Deci, normele pentru pădure sunt general valabile indiferent de proprietate de stat sau privat. Doamna ministru, vreau să vă sesizez o problemă mai mult decât să vă întreb ceva. E vorba de studiul făcut de Iuhu Biriș despre făgețelele primare din România și declararea la UNESCO ca patrimoniu universal a pădurilor de fag. În Caraș Severin
contrar acestui studiu, s-a scos din propunerea către UNESCO o suprafață de aproape 800 de hectare, e vorba de Coșava Mare. E o zonă care, pe studiu șefului casului, e perfect. Se potrivește condițiilor. Ea a fost scoasă la negocieri. Când a fost scoasă? În momentul în care a fost ședința în care a sătărit BVF, direcția silvică și Green... Eu vreau să vă spun că partea finală va ieși. Săptămâna viitoare pleacă secretarul de stat Diaconescu pe pădurile la Bonn, întâlnire exact pentru patrimoniul UNESCO și pădurile de fapt. Și abia după ce vine, ajungem la niște forme finale. Care au fost considerențele pentru care local aici și Viver și direcția silvică s-au pronunțat? Că unii se intre sau altele? Eu cred că omul ăla pe nume, eu Biri, știe foarte bine ce a scris și chiar e un specialist, e șeful casului. Chiar cred că sunt alte interese aici și vă mai spun ceva. Eu am cerut toate documentele. Care ar fi interesele atâta timp cât ai introduce? În momentul în care îl introduci, nu mai poți tăia. În momentul în care îl scoți, mai poți intra cu drumul din când în când. De ce să nu avem încă 780 de hectare patrimoniu UNESCO, atâta timp cât un om ca, repet, șeful casului zice că e ok și că se potrivește reglementărilor generale? Eu vreau să vă spun următorul lucru. La mine ușile au fost întotdeauna deschise. Eu, că spuneam că am amânat cu Dus Silvic, chiar acum, în perioada asta electorală și în prezența premierului, am făcut o dezbatere la Parlament și am adus peste 15 ONG-uri, pe lângă administratori, proprietari și așa mai departe. Și ele mele deschise în permanență. Eu cu ICAS-ul țin legătura, de ce n-a venit niciodată la mine. Aia nu știu eu. Eu vă sesizez o problemă locală și vă mai spun că pe 544 am cerut toate documentele și la Comisia Parlamentară și la WWF și nici care nu a trimis nimic, domnul Iga, așa, 10 cuvinte, nimic din ce am cerut. De aceea spun că mi se pare suspect, pentru că dacă era ceva normal, primeam niște hârtii clare, că, adică primeam ce am cerut și îmi spuneam, uite, domnule, astea, discuțiile astea s-a făcut, nu s-a primit nimic pe 544, care a ieșit de mult din termen. E suspect de ce această Coșava a fost coasă, deși, repet, deci noastră vrei să spuneți că și Vivia, fără avea interese, da, ascunse? Și spun cu mâna pe inimă, nu am o problemă, nu am spune chestia asta. Un alt lucru pe care aș vrea să vă întreb este dacă se poate în codul ăsta silvic să anulăm definitiv tăierile de copaci din parcurile naturale naționale. Da. Noi avem 5 aici, e o suprafață destul de mare și se taie. Că s-au uitat. Da, dar cu ce vom veni în continuare? Și un lucru foarte bun. Ce? Vom veni cu compensații. Asta vreau să vă întreb. Da, da, da. 33% adică din sectorul e acoperit de... Domnul Moci, nu zic domnul Moci, că vreau să cum se intrebuie. Domnul Ionescu, da? Proprietar de pădure, se trezește brusc că cineva i-a desenat o hartă în care pădurea lui e protejată și nu mai poate să taie. A fost o problemă. Nu, până în 2010 s-a putut. Până la una privană s-a considerat că e ajutor de stat și nu a dat voie. Acum suntem în demersuri foarte clare cu ei, mai ales că și banii care au venit pe exercițiul bugetar 2014-2020, pădurile sunt împreună cu agricultura și o felie foarte mică e pentru păduri, poate și pentru că majoritatea țărilor europene și-au cam rezolvat problemele pădurilor. Deci, din compensare, da. Noi vrem să dăm... Eu am făcut și calculul, ar trebui 85 de milioane pe an. 1% asta din suprafața totală. Da, dar trebuie să avem și acceptă dincolo că nu e ajutor de stat. Înțelegeți? Deci, până atunci nu putem. Eu sunt convinsă. Dar e prevăzut de lege. Și încă, încă o chestiune. Da, e foarte corect ce spuneți. Și am prevăzut în continuare și în forma asta de cod silvic. Dar în momentul în care e considerat ajutor de stat, nu poți să-l dai. Haideți să vă dau un exemplu concret. Eram la dialog social. 20 de milioane de lei. Bine ați făcut. Comentariul meu ăsta e. N-am ce căutat. Doamna ministru, pus o întrebare. Mă lăsăm că... Doamna ministru, spuneați la început, la un moment dat, despre faptul că erau unii disperați și se puneau mari presiuni pe regiuitori. Cine sunt disperați? Sau cine erau disperați aia? Și momentul ăsta zero coincide întâmplător sau nu cu ce se întâmplă, s-a întâmplat în ultimele zile? Pentru că nu toți sunt. Cu retrocedările? Cu retrocedările. Da. Pentru că nu are retrocedările. No. Ce vă să luați o comentare cu asta? Verestoi, Otelo nu apare. Deci era toată lumea știe că este baștanul baștanilor, da? Deci cine erau disperații sau cine sunt politicienii? Da, încep cu, încep cu o dată întrebare și ajungi la prima. Eu din luna mai știu exact ce face Rom Silva pentru această speță. Rom Silva realmente s-a zbătut.
s-a ajuns, apropo de presiuni care se fac, să le fie amenințați juriștii. Amenințați chiar cu pierderea vieții. Să aibă afirmații, telefon de genul, ai grijă când te urce mașină să mergi acasă. S-a ajuns până la faza la care s-a hotărât de la Rom Silva ca să meargă să reprezinte trei juriști din trei județe diferite. Înțelegeți? Tocmai ca să nu poată fi amenințat o anumită persoană, să nu știe cei care... Cine merge. Rom Silva s-a luptat și să caute în arhive și să demonstreze că nu aveau voie să câștige, că erau rude de speța 5 și nu se încadrau la lege. Deci Rom Silva a dus o bătălie. Realitatea este alta decât ce reiese acum din scandalul de presă. Vreau să vă spun că am avut, eu v-am spus numai decât răniți și morți, am avut și situații în care un director de ocol silvic a fost sechestrat în propriul lui birou 8 ceasuri de cei care trebuiau să intre în posesie pentru că n-a vrut să, să semneze punerea la dispoziția terenului și exista sentința definitivă în sensul ăsta. Dar ei știau că degeaba veniți dumneavoastră și îmi spuneți mie am câștigat pădurea asta când noi știm că de moș strămoș n-ai avut treabă cu pădurea aceea, înțelegeți? Deci lupta a fost exact invers din partea Rom Silva. Deci Rom Silva s-a zbătut încât aceste retrocedări să nu se facă. Ăsta este adevărul adevărat. Iar legat de presiunile de care, deci de prima întrebare care a spus-o dumneavoastră, pot să vă asigur că politice n-au fost. Să vă spun de... Nu, uite, eu vă spun și de ce. La fel ca Anina, și de ce nu unele măsuri concrete pe care guvernul le-a luat în ultimul timp. Ca acești oameni care se află în sală, într-o vasă, și poate așa, nu neapărat să-i mobilizăm la vot, dar să înțeleagă că în perioada care urmează, guvernul din care faceți parte poate lua o serie de măsuri legate de viața de zi cu zi a unor oameni care acum sunt aproape fără scăpați. Eu vă mulțumesc în numele locuitorilor și așteptăm cu toții cu interes mesajul dumneavoastră. Aici suntem, nu mai pe ședici, deci toți suntem colegi, nu? Numai cu Bota. Numai? Cu doamnul Bota. Evident. Eu am venit în seara noastră cu drag din două motive. Un motiv că am ales ca în seria de 8 județe pe care o parcurg acum și pe linie de administrativă, de apă, de păduri, de radar pădurilor, ați auzit toate astea. Există și partea electorală și pentru că vă consider un județ aparte, sunt toate aspectele, inclusiv aspectul social de care vorbea domnul președinte acum, am răspuns cu drag invitație și mă bucur să ne vedem astăzi. Eu cred că n-ar vrea să o luăm pe rând cu ce a făcut guvernul și ce să spună, că din ce trebuie să spună la oameni, reiese foarte clar ce a făcut guvernul. Deci, dumneavoastră sunteți într-o situație delicată sub aspectul că local, conducerea este penalistă. Dar în același timp, dumneavoastră sunteți în situația fericită în care puteți merge să vă uitați în ochii oamenilor și să nu vă fie jenă. Pentru că vreți și nu povești ce fel de om este și despre omul Ponta chiar vreau să vă vorbesc eu direct, pentru că omul în care de un an și 9 luni e om de pele blocate. Am știut de datorile de 20 de miliarde de euro care s-au luat și care au dus la austeritatea aia, cred. Nu, vă spun ceva, e nevestit.
Domnule de la ajutorie, spuneți-ne ce ați găsit aici și dacă există posibilitatea de ca ministerul sau guvernul să ajute care face asta. Deja ajută. Da. Ultima întrebare este cea corectă, aici spune și răspunsul. Guvernul deja a ajutat. Există o hotărâre de guvern cu destinație specială pentru această zonă din septembrie, 14 sau 15 17. Sau 17 septembrie, da? În care deja s-a alocat o sumă substanțială de bani și bineînțeles că până la finalizare vor mai veni. Vorbim de o zonă nu numai patrimoniu cultural extraordinar, ci cu un statut aparte și e clar că trebuiau să vină bani și ca dovadă că am și venit. Vă fac o mărturisire. N-au apucat locali să se miște, să inițieze ceva, că guvernul ar și venit cu o tărea de guvern. Și v-am spus, vreau la fiecare să mă duc la fața locului. Într-adevăr, merg. Am văzut și funcționale, am văzut aici unde s-au distrus, care se vor reface și, într-adevăr, merită. Localnicii de aici s-au mobilizat singuri să reconstruiască morile înainte să primească banii de la guvern. Pot fi considerați un exemplu față de celelalte zone din țară? Că nu au așteptat banii, au început singuri reconstrucția? Orice exemplu de bună practică eu îl promovez. Tot un exemplu de bună practică este și ce a făcut administrația bazinală, că prima dată ne-am dus la pod să vedem ce s-a întâmplat cu râul. Cu matca râului. Și din resurse proprii au făcut tot ce au făcut și asta este un exemplu de bună practică și asta este propria la administrație bazinală. Da. Și asta este de evidențiat. Mie un singur lucru mi-a plăcut aici, am spus la domnul primar și cred că l-am lovit unele doare mai tare. Drumul! Deci o zonă cu un asemenea potențial, îți convinsă că vin turiști în Duna și vor mai veni, nu se poate drumul la județean. Și 300 de mașini de la Sâmbăta și Duna. Deci, sunt de acord cu dumneavoastră. Există pericol de viituri aici, la acest râu. Auziți, în condiții normale, după ce faci amenajare hidrotehnică și o faci pentru viitor o dată la 100 de ani, să zicem, ar trebui să nu mai fie. Dar eu vă spun așa, un debit normal de apă, de ploaie, este 35-40 de litri pe metru pătrat. Am avut probleme foarte mari, ne-am avut 188 de litri pătrat și aici am avut peste 300 de litri pe metru pătrat. Deci ca și cum ai zis că mă pun cu Dumnezeu și nu se poate întâmpla. Mulțumim! Sunt faptul că aceste mori sunt vitale pentru locuitorii localității. Dar guvernul, într-adevăr, într-o firmă, Agenția Națională de Investiții, a investit 1.697.000.000. Firma a și venit, de ieri a și apărut cu un excavator, și urmează să vină ca să începem lucrările. I-au zis patronul de la firmă, dacă găsesc niște oameni care se pricep mai bine decât ai lui, să-i angajează și să lucreze. Deja am și găsit vreo 15 oameni care, într-adevăr, merită să vină să le refacem. Eu am pretenția să le refacem cum au fost. Câte mori sunt în... Sunt 22 de mori, da. Din care 4 funcționează. Mai avem ora de la tunel care săptămâna viitoare zicea că gata, mâine o să și pornească și mai avem mai din țarină care azi a făcut barajul, deci o să... Și restul necesită lucrări. Restul lucrării am, da, da. Aici, nu ai de cap, pentru că era un drum și nu puteam, nu ne-au